Patronatul Medicilor de Familie Neamț va depune un memoriu la Casa Județeană de Sănătate și la Prefectura Neamț. În acest memoriu se fac cunoscute doleanțele noastre și rugăm sprijinul în soluționarea acestora. Aceste doleanțe sunt asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activității medicului de familie în scopul îmbunătățirii asistenței medicale în România, 2. Creșterea finanțării medicinii de familie pentru echilibrarea finanțării în sistemul public de sănătate și recunoașterea importanței medicului de familie și a drepturilor constituționale ale medicilor și pacienților.